Bun găsit, dragi telespectatori, la Misiune Îndeplinită. Sunt Carmina Vladă, iar așa cum vă promiteam săptămâna trecută, începând cu luna iunie, vom realiza emisiuni împreună cu copiii celor care poartă uniformă. Pentru că este luna copiilor și de aceea dați-mi voie să le spun tuturor copiilor din lumea întreagă, la mulți ani, să fiți sănătoși, fericiți, norocoși și iubitori. Să vă iubiți părinții, bunicii și tot cei dragi vouă. În această emisiune mi-am plăcea să am ca invitat pe un polițist care a venit împreună cu fiul său. Chiar dacă este ceva mai mare, pentru tăticul tot băiatul lui este, așadar invitatul meu din această emisiune este domnul comisar șef de poliție Cătălin Călărușanu, șeful poliției orașului Segarcea, care îi spun bine ați revenit la noi, domnule comandant, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a vorbi despre omul din spatele uniformei și mai ales alături de băiatul dumneavoastră. Bună seara, bine v-am găsit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumim de invitație, invitație care îmi dă posibilitatea să-l prezint și pe fiul meu, în dublă calitate, nu numai că este fiul meu, dar și este un polițist. Da, exact, că tot noi vorbeam la o altă emisiune cu dumneavoastră și spuneați că aveți un băiat care vă urmează meseria, este tot polițist. Acum să-i spun și lui bună seara, bine ai venit la noi și îți mulțumesc și ție că ai acceptat invitația. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă simt onorat pentru prima oară într-un studio de televiziune. Adevărul este că el chiar a fost pentru prima dată într-un studio de televiziune, că puneai întrebări din redacție, da. Ce se face aici și ți-am explicat că acolo se montează. Cum te numești? Mă numesc Călărășanu Alexandru. Câți ani ai? 22 de ani. Mulți înainte, să fii mulțumesc, sănătos. La fel. Totuși, am spus și în redacție că, indiferent câți ani ai, pentru tata, tot vei rămâne copilul lui tata, vei rămâne băiatul lui tata și atunci când vei avea 50 de ani, tot copilul lui tata vei fi. V-aș întreba pe dumneavoastră, domnul Călărășanu, cum e să fii tătic? Oh, este minunat. Sunt și lucruri minunate, însă sunt și responsabilități foarte mari. Corect. Vă dați seama, pe parcursul la 22 de ani nu a fost totul numai lapte și miere. Pe lângă faptul că eu aveam profesia și am profesia pe care o am, trebuia să-mi dublez munca și acasă, prin aceea de părinte, prin responsabilitățile pe care ni le asumăm, pentru educația copilului, pentru că sunt atâtea exemple negative în care copiii de proveniență bună, de intelectuale au eșuat și asta plecând decât de la lipsa de supraveghere. Pentru că presupun că toți părinții își doresc să se implice în educația copilului și să le dea sfaturile necesare. Însă lipsind de lângă ei la acea vârstă critică, la vârsta adolescenței, lucrurile pot să iau o întorsătură care nu este dintre cele mai fericite. Am reușit în cele din urmă, fără a-i impune să mă urmeze în profesie, să-i dau o educație, spun eu, bună, bunul simț să-l urmeze peste tot și, în primul rând, să vină în sprijinul oamenilor și să-i ajute. Sunt convinsă că nu este ușor, mai ales pentru un părinte care este și polițist. Povesteați dumneavoastră înainte de a începe emisiunea că s-au întâmplat de atâtea ori să vi se bată și ziua și noaptea tot mereu la ușă, știind că sunteți polițist în Segarcea, mai ales acum că sunteți comandantul poliției, bine, mutându-vă în Craiova între timp, dar cu siguranță nu este ușor pentru un polițist, că nu se știe, pleacă de acasă, dar nu se știe niciodată când se întoarce. Sau la ce oră se întoarce, sau cum se întoarce, după cât timp se întoarce și cât de obosit este. Absolut. Pe lângă faptul că te implici tu personal, implici și familia ta, pentru că nu este ușor în miezul nopții să-ți sune telefonul sau cineva să-ți bată la ușă. Automat, în momentul acela și membrii familiei tale sunt implicați. Se trezesc, da. Însă, pe lângă acest lucru, este o mulțumire de sine în momentul în care cineva vine în toiul nopții și îți bate la ușă pentru a-și cere sprijinul. Înseamnă că eforturile tale nu sunt în zadar. Și are încredere. Absolut. Corectitudinea ta îl face să vină să apeleze la tine chiar dacă tu ești liber sau în alte situații.
Același lucru am încercat să îl explic și lui, că în momentul în care ajuți o persoană dezinteresată, în momentul în care îți urmezi în carieră principiile morale și etice, oamenii tot timpul vor avea încredere în tine și vor veni la tine. Haideți să vorbesc un pic și cu Alexandru. Alex, pe scurt, ai 22 de ani. Da. L-ai văzut pe tata, clar, ce face. I-ai simțit lipsa din casă? Poate că în momentul când erai copil și vrei să te joci cu el, poate tata a primit un telefon și a trebuit să plece la serviciu. I-ai simțit lipsa? Vă dați seama că am simțit-o. Au fost nenumărate spețe la care a intervenit și m-a lăsat singur. Și cum a fost? Cum să fie? Nu prea a fost plăcut, dar... te-ai descurcat. M-am conformat. Vedeți dumneavoastră, fără să-mi dau seama, uneori chiar pentru a compensa lipsa de acasă, l-am luat cu mine, chiar și la evenimente sportive, pe la poliție, când aveam eu de făcut în timpul liber alte hârtii, fără să-mi dau seama că acest lucru îl va influența. Eu am fost cel care, nu neapărat că m-am opus, dar nu i-am impus să urmeze cariera de polițist. Și m-am trezit undeva pe la un 16-17 ani că vrea să urmeze o carieră în poliție. Deci, fără a impune, l-am lăsat să-și urmeze drumul singur. Dar în cele din urmă mi-am dat seama că de mic, mergând cu mine și însoțindu-mă, singur și-a luat niște repere. Da, a văzut ce a făcut tata. Da. Alex, cum ți-a venit ideea să te faci polițist? Și simplu, a fost o meserie pe care am iubit-o de mic. Probabil și tata mea impus chestia aceasta și... Ai văzut ce a făcut tata? Da, îmi plăcea. Uniforma acțiunea. De polițist îți place? Vă dați seama. Dar te-a atras când erai copil? Da, m-a atras și îmi place foarte mult și o iubesc, uniforma de polițist. Pentru că, de obicei, pe copii atrage uniforma aceasta de polițist și apoi se îndreaptă spre o carieră de polițist. Poate și din cauza uniformei. La tine a fost și altceva, și uniforma și tata polițist. Da, o tradiție de familie, ca să spun eu așa. De ce n-ai ales, spunea tatăl tău, că soția dumneavoastră este învățătoare, da? De ce n-ai ales să fii cadru didactic? Ca mama. Nu știu. L-a urmat mai mult pe taică s-o prin timpul liber. Îmi place interacțiunea cu copiii, dar... Parcă nu eram făcut pentru meseria de dascăl. Mama ți-a fost învățătoare? Nu. Nu? Nu. Dar ai fost la clase la mama? Da, când eram mic mai mult lua și mama la predări. Și îți plăcea la mama la școală? Da, îmi plăcea. Plăcea. Pentru că una e să o ai pe mama acasă ca mamă și alta e să o ai acasă ca învățătoare. Era învățătoare și la școală și acasă, pentru mine. Te-a ajutat foarte mult mama, având în vedere că era cadru didactic și știa cam cum să se comporte cu tine. Te-a ajutat atunci când tata lipsea să treci mai ușor, cumva? Da, m-a ajutat. Pentru asta a fost mai ușor? Că soția era învățătoare și știa cam cum să se comporte cu un copil. Este un paradox aici, având în vedere faptul că cel exigent în familie eram eu. Oho. Da, și acum sunt cel exigent, impun niște reguli. Eu mai târziu de la băiat. De mic am fost foarte riguros cu el, aș putea spune, eu fiind militar de carieră, chiar i-am impus niște reguli militare și paradoxal el s-a apropiat mai mult de mine și asta... Trecând timpul, am observat că, de fapt, se apropie de mine și iubește mai mult și meseria de polițist și acțiunea în profesia de polițist decât cea în învățământ. Paradoxal. Da. Poate regulile impuse de mine și în timpul liber și în cadrul familiei l-ar fi îndepărtat de mine, dar paradoxal l-a apropiat. Da, ca să vedeți. Te-aș întreba, dar să fii sincer. Lăsând la o parte că e tata aici și că ești într-un studio de televiziune, cum e tata acasă? Acum trebuie să dai din casă, n-am ce să-ți fac. Da. Cum e tata acasă? Tata, atenție, nu șeful. Nu pot să spun că e schimbător față de cum este la serviciu. Discutăm despre lucruri. Sunteți prieteni? Sau există o relație de tată
copil. Sunteți prieteni? Da, există o relație de tată-copil. Vorbiți de toate? De toate și de, amândoi practicăm sport, de sport mult, de... Ce sport practici? Fotbal, ca și tata. Da? Și jucați fotbal? Jucăm, da. În tabere diferite sau în aceeași tabără? De obicei diferite. Și cine încasează mai multe goluri, tu sau tata? Depinde, el fiind mai cu experiență, cam el. Ne-a ajutat foarte mult în relația noastră faptul că suntem apropiați de vârstă. Eu mi-am asumat o responsabilitate foarte mare în momentul în care el s-a născut. Eram practic și eu tot un copil, pentru că trebuie precizat faptul că la vârsta mea de 20 de ani s-a născut el. Deci mi-am asumat o responsabilitate foarte mare și am fost foarte apropiați. Am putea spune că mai degrabă suntem prieteni acum decât relația tată-fiu, pentru că el a trecut de acea vârstă critică, deja caracterul și l-a format, după cum știm caracterul se formează până pe la 21 de ani, acum mai trebuie decât să retușăm și să modelăm mici chestii care se pot modela. Însă, la fel ca și mine, și el și-a asumat de mic o responsabilitate. După terminarea liceului a încercat la Academia de Poliție, unde a picat la limită, și un lucru de apreciat pentru mine este că nu a vrut să rămână acasă să pregătească, s-a dus și a făcut școala de agenți de poliție la Câmpina, aproape 2 ani, și la fel ca și mine a plecat de tânăr în profesie și urmează în continuare, se pregătește pentru admitere la frecvență redusă la Academie de Poliție, urmând practic cam același drum pe care l-am urmat și eu. Spune-mă, trebuie că tot vorbeam de dată din casă, tata o ajută pe mama. Mama nefiind aici, trebuie să spui tu, ce să-ți fac. Dar spune sincer că poate mă întâlnesc vreodată cu mama și o întreb. O ajută, da, la treburile. Ce face tata acasă? Cu spudere și păi... Mai șterge și el praful, mai spală vasele. Nu, da? e prea mult deja. Lăsați-l pe el să spună. În principal gătește. Ce gătește tata? Aia acum trebuie să dai din casă, chiar că trebuie să dai din casă. Aici chiar ne pricepem amândoi, avem diferite feluri de mâncare pe care le facem separat. El separat și el este un foarte bun bucătar și eu. Din păcate eu nu am timpul necesar pentru ea, însă uneori simt nevoia să gătesc eu și ce chiar reușesc. Ce gătește tata? O să spun că așa, tradițional românesc, fasolea e... Fasole cu ciolan? Ciolan, da. Este, da, uite, în dimineața e specialist în ea. Sunt specialist, da, în asta. La omlete mă pricep niște omlete, da, personalizate. Ați ale rămas mele. Vreodată singuri acasă? Da. Fără mama? Da. Și s-a întâmplat vreodată să, nu știu, mama să plece urgent și să nu mai aveți ceva gătit și să gătească tata? Da, s-a întâmplat. Da? Și ce ți-a gătit? Care a fost prima mâncare care ți-a gătit tot tata? Mai aduce aminte? Cred că omletă. Da, omletă. Și a fost bună? Și a zis, da, da, foarte bună. Super. Mai ales că eu, el obișnuiește să mănânce picant, eu picant și vă dați seama când... El bune de locuit în India. Dacă vă duceați acolo, e și mai picant. Nu, dacă rămânem singuri, nu murim de foame, mă cert. Da? Chiar ne descurcăm. Dar acum să te întreb, pe mama o ajut la bucătărie? Da, o ajut. O ajut. Și pe la prăjitură o ajut. Ce faci la bucătărie? Păi, o să spun așa că sunt specialist în salată de vinete. A, bună, da. Da, în piure. Maioneză faci? Știi să faci maioneză? Da. E specialist. Specialist, da? În, da. Așa? Ce mai faci? Și o mă ajut la prăjituri, că mai sunt de bătut ouăle. Da? Ce îți place? Ce prăjitură îți place să faci? Sau care prăjitura preferată, na? Floare de colț, amandină. Da, faci amandină cu mama? Da, deci chiar se pricepe foarte bine. Pentru mine e uluitor. Hey, deci nu mor de foame dacă stai singur acasă. A impresionat mulți necunoscuți, apropiați de familie, când îl văd cum gătește. Foarte bine. Să înțeleg că îți place. Da, eu i-am și spus, soția ta va fi o soție fericită. Fericită, da. Da. Dar te-aș întreba, pentru că mama e cadru didactic, tata polițist. Te-ai gândit vreodată să, nu știu, peste an și an când vei avea copii, să alegi una din meseriile părinților tăi pentru copiii tăi, adică ori polițist, ori cadru didactic? Nu, nu o să le impun chestia asta. Nu? Nu. Dar tu spuneai că ai venit în poliție, să spunem, pentru că ți-a plăcut meseria. Ce liceu ai terminat? Am terminat în anul 2016 liceul tehnologic Horia Vintila Segarcea. Ce profil? Profil uman, filologie.
Și de ce nu te-ai dus? Uite, ai filologie și puteai să te duci către profesor. Nu, m-a ajutat foarte mult istoria română pentru admiterea la poliție. Dar nu ți-ai fi dorit să fii profesor? Nu. Când te-ai dus să dai examen, te-ai dus cu tata? Da, tata m-a însoțit la toate examenele mele. Da? Da. Cu cine te-ai pregătit? Vă referiți la profesori? Nu, te-ai pregătit și cu tata sau... Da, pregătirea sportivă o făceam cu tata. Nu m-am pregătit deloc. Da, eu eram foarte exigent. Și acum are mari probleme în a trece în activitățile sportive. Chiar a făcut o remarcă cea că eu nu mă, a zis, eu nu mă pun cu tine. Și am fost dezamăgit de remarca asta, având în vedere că el e tânăr. Însă mă măgulește, având în vedere vârsta mea, înseamnă că încă mă mențin. Referitor la faptul că l-am însoțit la examene, știam ce presupune, având în vedere că la vârsta mea am fost nevoit să merg singur pe drumuri. Nu am vrut să repet aceeași sentiment, aceeași experiență. Am avut momente în care părinții mei, fiind lipsiți de posibilități materiale și în vârstă, nu au putut să mă însoțească și am mers singur. Însă aveam acel sentiment de singurătate, de anxietate. Și nu am vrut să repet același sentiment. Am mers cu el, însă am stat departe de el. Nu i-am impus. Știți că în momentul în care o persoană are emoții, trebuie să-l lasă să-și trăiască emoțiile. De asta nici nu i-am impus, nici în profesie. Nu îi impun nici la momentul acesta. Și el este o persoană mai orgolioasă. De foarte puține ori mă întreabă în profesie ce are de făcut. Și a urmat un stil de lucru, este în formare. E foarte bine pentru el, plus că experiența vine din greșeli, din trăiri. Și omul din greșeli învață. Absolut. Dar spune-mă că când te-ai dus la școala de poliție, da, cum ți-a fost acolo? M-am adaptat repede, să zic așa, în 2-3 săptămâni, deja m-am adaptat. A fost greu la început, dar... Că pentru unii chiar e un șoc, când da, am mai vorbit cu... Am avut elevi și noi de la astfel de școli militare, militarizate să le spunem, care îmi spuneau, pentru mine a fost un șoc când m-am dus acolo, în prima săptămână plângeam într-una, pentru că era foarte greu. Bine, tu având în familie un polițist, știai cam cu ce se mănâncă cu da, ghilimelele de rigoare această meserie. Și știai că tata pleacă noaptea, alarme peste alarme. Cum a fost la prima alarmă, dată la școală? Nu știu dacă am avut o alarmă, deoarece... Nu, pentru că poliția nu mai e militarizată și nu mai e sistemul militarizat. Cei de la jandari și pompieri, din câte știu și eu, erau... Da. Cei cu alarmă. Lui i-a fost mai ușor prin prisma faptului că eu îi povesteam în urmă cu 25 de ani aproape prin ce am trecut eu în școala militară. Pe undeva... La călit. Da, și asta, dar mi-a spus, a, uite, noi nu am făcut acele lucruri de care spuneai tu. S-a schimbat, clar. Da, s-au schimbat mentalități, s-au schimbat reguli, dispoziții. Da. Cum a fost pentru tine prima dată când ai îmbrăcat uniforma de elev, nu de polițist, de elev la școală? Ce sentiment te-a încercat? A fost un sentiment inedit, să zic așa. Mi-a plăcut. M-a surprins chestia asta. Da? Da. Eu mă las foarte greu impresionat. V-am spus, am avut o relație foarte apropiată de el, însă de mic l-am învățat să nu fie plângăcios. De foarte puține ori... Să fie puternic? Da, de foarte puține... Să fie foarte puternic. De foarte puține ori l-am văzut plângându-se, însă în momentul în care am mers la depunerea jurământului după o lună de zile, l-am simțit efectiv din privire că simțea nevoia să fim acolo și mai mult ne-a dat un mesaj pe care chiar pe mine m-a impresionat până la lacrimi, eu care foarte greu mă las impresionat, și a scris în mesaj, vă iubesc. Frumos! Dar spune-mi, ai depus jurământul. La depunerea jurământului ai avut emoții? Vă dați seama, e un lucru unic în viață, depunerea jurământului militar. Și când ai terminat școala și te-ai îmbrăcat chiar în uniforma de polițist, cum a fost? Tot,
Moment unic, să spun așa. Avansarea în grad. Da, așa este. Dar ai lucrat direct la Segargea? Nu. Am fost repartizat la IPJ Prahova, serviciu rutier. Deci, și cum a fost la serviciu rutier? O să spun că nu prea îmi plăcea rutiera așa. Eram tata fiind înclinat înspre judiciar. Pe ordine publică, da? Da, eu nu prea iubeam rutiera așa, dar n-am avut ce să fac și m-am dus la rutieră. Mi s-a spus că este un loc bun acolo la serviciu rutier la BDN, le-am la drumuri naționale. Acolo am găsit un colectiv foarte bun cu oameni cu experiență și m-am adaptat repede. Da, da, să știi că trecând prin astfel de situații, astfel de servicii, înveți experiența, capeți experiența. Și de la serviciu rutier, după aia de la ordine publică, te duci spre judiciar, le faci pe toate, știi? Iar de la voi, de la rural, din partea asta rurală, chiar acolo trebuie să le faceți pe toate. Vă dați seama, eu lucrând la post, mi-a prins bine linia de circulație și colegii când m-au speție, mă sună pe mine, știu că am lucrat la rutieră, îmi cer ajutorul. Dar spune-mă, tu ce grad ai acum? Agent. Agent. Da. Și unde ești acum? La secția 14, Poliție Rurală Bârca, post Poliție Mânceșul de Jos. Faci naveta. Foarte departe de tată. E, acum trebuie să vorbim și de poliție. Are acolo o gazdă în comuna respectivă, la Măceșu, iar când este de serviciu pe evenimente, locuiește efectiv în comuna respectivă. 2-3 zile, weekendurile pe lună. N-are ce să facă. Da, i-am impus acest lucru, pentru că v-am spus, eu sunt foarte riguros, iar privind retrospectiv experiența de la Prahova, i-a prins foarte bine, adică a fost singur, a fost nevoit să-și rezolve singur problemele. Ne vedeam foarte rar, la 2 luni, chiar la 3 luni, și chiar i-a prins foarte bine. L-a întărit. Cum a fost de parte de mama și de tata acolo? A fost greu, dar m-am acomodat, pot să spun. Ai dat vreo amendă? Da, seama. Eram la rutieră, zona aceea foarte tranzitată, București, da. DN1, A, Vălenii de Munte, Cheia. La accidente grele ai fost? Grave, cu victime. Un mortal, știu că am avut chiar în noaptea de înviere. Am prins un mortal. Și cum a fost? Dai seama că impactul nu prea a fost... Când vezi un om mort, da. Și sânge pe jos. Da. După un an de zile căpătase o foarte bună experiență, lucru de care mi-este teamă, pentru că șefii lui s-au despărțit foarte greu de el, au vrut foarte greu să-i dea drumul, pentru că puneau bazele pe el, îl trimiteau la foarte multe evenimente și chiar am purtat discuție cu domnul comandant de acolo, cu șeful de inspectorat, și a zis că îi pare enorm de rău să-i dea drumul pentru că a prins experiență și va pierde experiența copilului. Însă pe lângă acest lucru și mie mi-era teamă că se va acomoda acolo, eventual își va face o prietenă, îl va lega altă viață acolo și îl voi pierde. Fiind unii cu meu copil, îl doream să fie undeva în apropierea mea. Cu atât mai mult cu cât și bunicii sunt în zonă pe aici și toată lumea era apropiată de el. Și chiar nu-mi doream chestia dumneavoastră asta. Dumneavoastră mai aveți frați? Da, am o soră. E polițistă? Nu este polițist. Aveți nepoți din partea surorii? Nepoți, da, am nepoți. Și sunt polițiști? Nu sunt polițiști. Sunt din familia mea, singurii polițiști sunt eu și cu el. Mă gândeam așa că dacă era singurul la familie, vă dați seama, răsfățatul casei. Dar te-aș întreba, acum ești în zona de acoperire a tatălui, să spunem așa, zona de competență. Cum e tata ca șef? Acum nu-l privi că e șeful lângă tine și lăsați-l pe el, vă rog frumos. Răspunderea este individuală. Dacă greșim, plătim. Te-a sancționat vreodată? Verbal doar. Da? Da. Te ceartă când greșești? Vă dați seama, sunt la început și din asta învățăm, din greșeli. Dar e dur la servicii? Nu e dur. Dur cu ghilimelele de rigoare, pentru că prin duritate înțelegem exigență. Nu, o să spun că cere seriozitate din partea noastră, să fim în timp la evenimente, să ne punem bazele de date la punct. Știi că de obicei când există, să spunem așa, într-un colectiv un tată, copilul unui șef acolo, lumea privește, din păcate, și o mare prostie să faci chestia asta, privește pe copilul respectiv, băiatul, șeful, și pe el nu-l sancționează, nu-l ceartă, nu-l... La tine s-a întâmplat vreodată să fie iertat de tata?
Nu, dar nici n-am făcut niște greșeli majore, să zic așa. Nu, sunt mijlocuri. Dacă ar face o greșeală mare, l-ați ierta? Nu cred că ar beneficia de alt tratament decât beneficiază ceilalți. Sancțiuni și scrise și cum le dau? Absolut. Eu cred că o sancțiune venită la timpul ei, un avertisment, o mustrare scrisă este binevenită pentru a îndrepta pe cel care greșește și care conștientizează acest lucru. Eu în mod special am vrut ca el să înceapă în meserie aici la Dolj, undeva în mediul rural la un post de poliție pentru a gestiona problematica din acel loc. Cu atât mai mult cu cât mediul rural se confruntă cu un deficit mare de personal, nu prea se mai ține cont că e băiatul șefului în momentul în care el este cu un altul pe evenimente și trebuie să meargă acolo. Dimpotrivă, el trebuie să mă reprezinte și știe că cu el sunt mult mai exigent decât cu ceilalți. Dar tata, când îți dă un ordin, îl execuți? Că la voi așa se... Da, seama, în sistemul nostru... Ordine se execută, nu se discută. Da, la noi, în sistemul polițienesc, se execută ordinele. Și... Cum îi zici lui tata la servici? Domnul comandant sau tata? Domnul comandant. Când ești față în față, între patru ochii zici, îți mai scapă tata ceva? Da, mai scapă, dar când sunt și cu ceilalți, domnul comandant, vă dați seama. Da. Pentru că una e acasă, ești acasă, tată, copil, la servicii ești subaltern, șef. Da, referitor la faptul că ar putea avea un tratament preferențial, deja în zona mea la Segarcea este o cutumă, încă de când nu era polițist. Toți știu că eu îl certam cel mai mult pe el și eram foarte exigent cu el. Este cunoscut acest lucru, a devenit chiar o notorietate. Dar tata este exigent la servicii cu ceilalți, adică în toată unitatea, să spunem. Nu este, v-am mai spus anterior, că nu este exigent. Cere, nu neapărat cu tine, atenție, cu cei și cu ceilalți. Nu, seriozitate din partea noastră. Dacă toți ne facem treaba, nu are treaba. Te-ai dus la un eveniment împreună cu tata, la o anchetă, la un eveniment, la un accident, la un furt, la ceva împreună cu tata. Dar atenție, tu polițist, tata polițist. Nu, n-am prins așa. N-ați aprins? N-am prins până acum chestia aceasta. Da, este relativ de curând în zona mea din octombrie anul trecut, dar va avea timpul necesar, deocamdată n-au fost evenimente deosebite care să necesite acest lucru și chiar îmi doresc ca aceste evenimente deosebite să nu apară. Da, deja zona asta e cam cunoscută cu evenimente, dar în ultima perioadă de timp am observat ceva că s-a mai cumințit lumea, să spunem așa. Să sperăm. Poate și activitățile noastre preventive, rolul proactiv pe care îl avem acolo ne ajută în sensul ăsta. Referitor la stilul meu de conducere, deci chiar nu vreau să par un zbir, sunt foarte apropiat de oameni, iar atunci când este necesar devin și exigent. Am un stil de conducere democratic, consultativ, participativ. Consider că acel stil de conducere autocratic, exploatativ, este perimat, este desuiet, trebuie să fim aproape de oameni, pur și simplu nu mai suntem acea castă închisă în care, fără transparență, consider că acele lucruri s-au schimbat, s-au dus, trebuie să fim apropiați de oameni, până la urmă noi suntem în slujba oamenilor și trebuie să conștientizăm acest lucru, trebuie să atragem și copiii, chiar și în instituții și trebuie să se vadă tineretul. Apropo de munca preventivă, ai fost vreodată nu știu, la școală, la mama, să le explici copiilor ce înseamnă să fii polițist? Nu, la Măceșul de Jos lunar particip la activități preventive pe linie de rutier. Și? Cum e? Să stai de vorbă cu copiii, că acolo ești ca și un profesor. Da. Este plăcut. Îți place? Da. Îți place meseria asta de polițist? Da, v-am spus că o iubesc. Da? Da. Te vezi peste, nu știu, peste câțiva ani comisar șef de poliție și poate, nu știu, șef pe undeva, să ai posibilitatea să fii ca șef, ca tata și să te comporți ca tata, adică să fii exigent, te vezi exigent așa ca tata? Nu neapărat exigent, v-am spus, îmi pun și eu aceeași seriozitate ca și el. Dar îi cer sfatul atunci când nu înțelegi anumite chestii pe acolo, pe la voi? Vă dați seama că cer sfatul șefului de secție, pe aceea la spețele complicate cam lui îi cer sfatul. Nu prea avem spețe așa complicate. Acolo predomine infracțiunile de braconaj, piscicol,
Nu prea sunt. Ce e prin zona, pe la Dunăre. Da. De subzistență, furturi de subzistență, da. În mare parte, însă vă dați seama, la acel nivel sentimentul de insecuritate socială poate fi foarte puternic pentru bătrâni. Acele furturi mărunte pe ei deranjează foarte mult. Da. Și trebuie să-și facă treaba. Plus de asta l-am obișnuit și l-am învățat în primul rând să fie apropiat și să ceară sfatul în primul rând șefului de post, șefului de secție și abia într-un final mie. Adică așa mi se pare normal. Nu trebuie să sară aceste ierarhii. Absolut. Da. Absolut. Da. Ce-ți dorești pe viitor? Pe viitor, cum am vorbit, îmi doresc să fiu admis la Academia de Poliție și în continuare muncesc pentru chestia asta. Vreau să fac o promisiune de la tine. După ce termin Academia de Poliție, vii aici, dar vii singur. Vă dați seama. Da? Da. Și să-mi povestești cum a fost la Academie, cum au fost examenele, cum e să fii ofițer, nu subofițer, da? Da, eu promit că o să vin. Cu mare drag te aștept. Mulțumesc din suflet că ați acceptat amândoi. Vă mulțumesc, domnule comandant, că ați acceptat să vă vedem altfel decât vă văd oamenii, mai ales că sunteți și civil, mai zis în uniformă. Da. Și vă aștept cu drag și pe tine, Alex, și pe dumneavoastră, domnule comandant, cu alte emisiuni, cu alte subiecte. Și îți mulțumesc și ție, Alex, pentru că ai acceptat. Și eu vă mulțumesc pentru că am venit prima oară într-un studio de televiziune. Și să-l vedem pe tata Tăticu, știi, pe tăticul comandant, să-i vedem și viața de familie, să spunem așa. Da, cu siguranță. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, pentru această posibilitate pe care mi-ați dat-o. Acum emoțiile fiind trecute și pentru el, sperăm să ne vedem cu bine și să avem numai emoții pozitive pe care să putem să le expunem dumneavoastră. Doamne ajută, așa să fie. Mulțumim. Aici punem punct emisiunii din această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare cu încă un copil la unei persoane care poartă uniformă. Nu știu cine va fi, deși am câțiva pe listă, trebuie să recunosc, dar chiar îmi doresc să-i vedeți pe aceștia altfel decât îi vedeți în uniformă, pe stradă, la un accident, eventual pe cei de la Zmurd. Am o promisiune și de acolo. Până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. La revedere!